Când Dumnezeu îți vorbește, noi trebuie să ne punem în mișcare. Când Dumnezeu își face cunoscută voia, nu stăm să ne mai rugăm, nu stăm să ne mai gândim, ci noi trebuie să acționăm. Și scriptura este voia revelată a lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a făcut descoperită voia sa. Și noi suntem chemați și îndemnați la acțiune. O ascultare întârziată, de fapt, înseamnă necredință. Când noi stăm și zicem, mai să mă mai rog, să mai postesc, deși știm că trebuie să facem lucrurile acelea, atunci noi nu facem altceva decât să dovedim necredință. O ascultare întârziată înseamnă neascultare. Însă Avram a fost gata să asculte de Dumnezeu. O astfel de încredere trebuie să avem și noi în încercare. O încred încredere supusă, gata să asculte.